Bun. Să sperăm din tot sufletul că nu vă deranjează fața asta. Bine ați venit la un nou episod. Mai fac intro a 120-a oară pentru că habar n-aveam pe unde să încep și a trebuit să nu par cringe și nu la început. Astăzi filmăm niște conquest pentru că ați tot cerut conquest și pentru că poate cu echipa asta o să reuși și eu să câștig în speranța că nu o să fie nimeni AFK și că nu o să fie oameni care să fideze în ultimul hal, sincer. Da, ups. Băi, eu am văzut 4 secunde, unde s-au dus alea 4 secunde? Ok, bun. Sincer, tot sezonul am jucat doar solo, n-am absolut nicio idee cum ar trebui să se joace midul ăsta. Băi, un pic, cred că o greșeală, pot să zic, din partea Tiamat ăsta, că din păcate, n-a știut să-și upgradeze skill-ul bun, zic, sau nu poate să se să schimbe forma, nu știu, nu prea am jucat Tiamat, că în mod normal, eu l-aș fi văzut pe mid cu două buff-uri direct pe el, și consumă mana, cred că, mai rău decât mine, ia stai să ne uităm puțin, deci deja, ok, deci el s-a dus pe două de HP și una de mana, eu m-am dus pe două de mana și una de HP, momentan văd că nu prea-i place să stea pe mid. Jucăm pentru că e foarte OP ziua asta. Și am zis să încercăm să vă arătăm și vouă, sincer sper din tot sufletul să nu mă fac de râs, pentru că cum v-am zis și mai devreme, am jucat în principiu doar solo. Și nu pot să zic că știu cam cum se farmează ok pe mid. Pot să le iau și eu? Mulțumesc. Vin cu aceea. Așa, ajută-mă să mă încarc pasiva, mulțumesc frumos. Ok, mi-am luat un stun, nu-i problemă. De la ce șufilată aia stun? Sau s-a blocat în ceva? Ok, băi, am jucat un 1v1 pe un stream, cred, cu un Kukulan, pentru că Kukulan am jucat cel mai mult sezonul ăsta pe solo. Am jucat un duel pe Joust. Și sincer m-a crăpat. Deci nu mă așteptam ca un Kukulan să poată să dea atât de tare. Un Kukulan, pardon, un Shiva. Și îl ia Shiva? Shiva, doamne. Humbaz nu l-a luat. Nu mai are mana, ceea ce este pretty ok. Hai să nu-mi iau și eu agro de la minioni, zic. Da, totuși tot stă pe mid, tot vrea să farmeze. Mai are, mă, vreo poțiune? Nu mai are nicio poțiune, what the fuck, a început doar cu starter. Păi și atunci nu putem să rezolvăm noi cumva ceva? Da. Se vede că nu prea joc cu zeul ăsta, nu prea știu cum să folosesc așa abilitățile în ordine. Se farmează, se scalează, nu este absolut nicio problemă, Tiamat. Ok, cel mai probabil o să se ducă direct Spear of Deso. Hai să zicem că n-am văzut asta. Bă, momentan începutul este ok. Să zicem. Adică pot să zic că momentan ne descurcăm. Ei, uite, așa. Așa, da, mă, pierdeam 3 minioni. Și... Mă, am crezut că Humbaz mi-a zis să zic. Mamă, deci așa mai indus în doare voice pe questa. Nu știu ce am, că mă, normal nu prea joc așa. Adică acum mă simt ne în elementul meu, dacă pot să zic așa, pe mid. Nici cu caracterul ăsta nu prea joc, nici mid nu prea joc. Deși am selectate mid și solo și mid, pardon. Din păcate, de fapt din fericire pentru mine, aș putea spune, că pic de obicei doar mid. Ok, facem clear-ul ăsta. Ok, băi, nu știu sincer ce ar trebui să-mi upgradez. Mi-am upgradez 1 pe... pe zița asta, 1850. Hai că s-a calculat dacă e... Bă, mana hungry nu prea văd să fie. Momentan văd că o ducem bine, jungla știe, suportul n-am treabă cu el.
Acum văd că vine și pe mid, pele, nu știu cum de-am vision, a luat minionii după ea. Ok. Ok. Da, să zicem. Să zicem că a luat buff-ul, că a luat buff-ul skill-ul ăsta. Merge. Știu că aveam deja 3 stack-uri pe ea, cred, pe pasivă, ceea ce m-a ajutat să o golesc un pic de HP. Asta merge și pe chestiile alea mici, merge doar un tic, din păcate. Din păcate doar un tic. Dar partea bună este că merg ticurile de pe 3, ceea ce nu poate decât să mă bucure maxim. Deci nu știu, deci când trebuie să-mi selectez stance-ul, oricare este diferit de stance-ul normal, nu pot să diferesc unul, nu știu ce, zici că am pareză. Na, acum hai că am nimerit. Norocul cu Bacarna. Bă, știi ceva, cred că o să upgradăm 3-ul de acum acolo și ne mai trebuie doar un stack ca să fim și noi full stacks pe ultă. Aș prefera dacă mi-ai lăsat și mie puțin XP. Și data asta, dacă nu e mai... Deci mi-a luat de două ori buff-ul. Două, în toate stack-urile sunt up pe pasivă. Și-a luat puțin, sincer, counter pick cum Bacarna ăsta de la... Bacchusul nostru. Invers, Bacchusul nostru de la cumva carnaul lor. Ok. Moare și aia? Și ăla de fapt? Bun. Se joacă, vine pele. Mi-a dat shell, cred, da, mi-a dat shell. Bun. Mi-a dat și niște slow. Îmi place cum decurge meciul ăsta, au făcut și amărăți ăștia săracii un kill. Tot ce vreau de la viața asta a mea, ceea ce din păcate nu prea a fost cu mine în ultima perioadă, a fost... Pe cât posibil, vă rog din tot sufletul să nu vă deconectați niciunul. Mamă, zici că mă aud. Mamă, cât de dubios se vede oricum și camera, what the fuck. Mai încerc pentru ultima dată să o repar. Deci am și eu o dată un video bun și în videoclipul ăla nu ține OBS-ul cu mine. Mai dau atât. Configur, nimic, ok. Ia. Nu, tot nu vrea. S-a stricat OBS-ul. Aplicația vieții mele, ce pot să zic. Asta mă ajută să fac videoclipurile, asta îmi sabotează videoclipurile. Ceva ce pot să zic. S-a îmbătat OBS-ul, chat. Bun, top damage. Băi, sincer, mi se pare chiar foarte ok. Bine, în afară faptului că eu nu sunt în niciun top. În rest, chestia mi se pare relativ ok. Se farmează, se farmează, nu știu, cred că Bacchus a ținut minionii aici. Sincer, cred că era un play mai bun din partea mea, dacă reușeam și eu cumva să-mi iau niște warduri. Că mi se cam termină și mă duc singur să-mi fac buff-ul, să mă asigur că nu-l mai ia nenorocitul ăla de junglă. Că de data asta nu l-am prins pe link cu noi, deci e ok. Dă un pic în tower. Sincer, pentru buff-ul ăsta, să văd și eu cum e a doua oară în meciul ăsta, în 9 minute de meci, să văd și eu cum ies aerea după tine. Bă, parcă mă enervează că mi se pare că e mult prea aglomerat lane-ul ăsta și nu prea am cum să farmez. Mă, ia că... Deja... Uite tu pe eu pe ăsta. Bun, se stachează chiar bine, 20 de stack-uri îmi place. Nu l-a prins și clona. Deși... Fai că, cred că e... Oare e junglă? Da, e jungla lor aici. Ok, și-a făcut deja anti-heal.
Am zis că îmi prinde ulte și că mă așteaptă după Tiamat, dar n-a fost așa. De acolo și bizurile. Bă, atât de dubios mi se pare acum, deci credeți-mă, efectiv toate meciurile pe care le-am avut le-am jucat doar pe solo. De fapt, hai să nu zic, am zis marea majoritate. Și mi se pare ciudat să nu am teleport. Efectiv, mi se pare ciudat să nu am teleport. Dar asta este, ce face Bahus acolo? Asta măcar s-a luat aurul pe dreapta. Cred că ăsta e conștient că n-are ce să facă aici, nu? Oare să fiu și un pic mai agresiv? Ar fi mers un pic mai agresiv chiar dacă venea cu un bacarnau ăsta. Tot ce vreau de la viață este să... S-a luat? Nu l-am luat eu. Noroc cum e în viață, gen. Dispari. Mă, cum de clona aia nu l-a afectat? O fi lovit-o. Ok, nu știu ce caută Cernunos acolo. Cernunos... Băi, prea multe nume, dispărez de aici. Bun. Bun, 4 stack-uri pe pasivă, pasiva mea e full. Ar fi bine să se încerce un engage aici. Ghece m-a prins ăsta cu ulta. Mi-am luat ceva HP. Cam ăla a fost scopul ultimatei. Și l-am secat un pic și pe... Zice pe... Cum Bacarna. Băi, voiam să vă zic și vouă. Hai că am luat și assist dacă e. Voiam să vă zic și vouă. Deci în meciurile de Conquest mi este incredibil de greu să port un dialog cu voi cum se întâmplă în mod normal pe meciurile de duel. Pentru că... Ups. Pentru că pe meciurile de duel suntem doar eu cu adversarul. În meciurile de Conquest am și cu echipier, trebuie să țin cont să pun și ward-uri, să le dau vision, trebuie să fac efectiv o grămadă de chestii, ceea ce îmi garantează chiar un dialog chiar atât de coerent, dacă aș putea să spun asta. Și oricum nici meciul ăsta nu e prea spectaculos din partea mea. Pot să zic și eu cred că pentru prima dată sezonul ăsta, bă, chiar măcar echipa. Cred, stai așa să vedem în late, că oricum ăsta e zeu de late. Ok, eventual după ce... Bă, mă lași. Nu m-a lăsat, da? Ce aici mor? N-a murit. M-a murit. Că cum Bacarnaul lor trăiește la mine pe lane și Bacusul meu nu știu ce face. A, e pe solo, își ia bătaie gen. Și jungla mea e pe... Nu mai înțeleg. A, da, o chestie pe care voiam să vă zic. Nu a existat până acum meci în care să nu fi avut măcar un AFK, unul care să facă troll sau un player de consolă. Ceea ce, după părerea mea, bă, nu vă supărați pe mine, dar nu puteți să comparați un player de consolă cu un player de... un player de PC, efectiv. Adică, nu poți să te învârți la fel, nu poți să faci mare lucru. Eu nu pot să înțeleg care e faza cu Bahusul ăla, de ce tot dă pinguri. Ah, s-a trezit... S-a trezit să vină și la mine pe lane-a. Bun, s-a luat și kill-ul. Bun, s-a dat și marele poke. Ia stați că... Unde mai e? Am încercat. Am încercat. Na. Oricum venea și... Bă, cred că am greșit numele de 5 ori. Kyren. Aia, uite-l pe Kyren. Trebuie eu frumos, nu m-am blocat, că nu vreau să-mi iau ulte de la el. Care sunt șansele să mor de la buff-ul ăsta? Ar zice eu că nu, destul de mari. Deci dacă mă omora, nu mă omora Redu și mă omora ăsta, după ce am urât.
Mora speed-ul. Bun, hai să continuăm. Sincer, mi-aș dori un pic un Chronos Pendant. Sau e cam târziu. Poate un Charon's Coin. Că, sincer, echipa mea face kill-uri și pot să-l fac nu neapărat din kill-uri, ci din asisturi. Să-i stachez pasiva, nu de altă, dar am dat ceva mobilitate. Pentru că nu sunt un zeu tocmai mobil. Și niște penetration, ceea ce se poate și se joacă. Bine, sincer, nu știu cât de meta e build-ul ăsta acum. Ok. Ne primăm un... What the fuck? Nu am prins pe niciunul. Bă, dar totuși eu nu prea pot... mi-am adus aminte de ce nu mai jucam mid. Pentru că de cele mai multe ori, pe lane-ul ăsta, e un fel de mini assault. Dacă, pentru cei care știu să joace assault, mă rog, știu, care înțeleg ce e assault-ul. Gen? Stau în permanență minim 2-3 oameni la tine pe lane și echipa ta uită că, gen, mai există și lane-ul ăsta în general. Bă, până la urmă 3-2 a fost chiar așa rău. Un kill din partea lor pe un tower. Cred că chiar două. Mă rog, două kill-uri. Să punem noi niște warduri. E bine, ăla încă se bate. Vine Tiamat, e ok, mai dăm un pic în tower. M-am încărat. Bun, perfect. Două turnuri pe două kill-uri, cumva worth, dacă ar fi să mă întrebați pe mine. Nu cred că sunt așa niciodată la fire. Da, nu știu dacă... Și un tower. Uite mă, și-a adus aminte Bacchus, că există gen. What? Am doar 4 pe mid, gen. Ia că s-a trezit echipa mea. Nu pot să crezi, și-a adus aminte că nu jucăm assault. Bă, s-a dat ceva damage în Chiron-ul ăla. Ia că putem să dăm și... Nu mai putem să dăm în nimeni. Sau? Bă, Tiamatul ăsta mă perturbă un pic. Bum, bum, damage. Trebuie să spamez un pic cu cooldown-urile astea, asta e. Reușesc să salvez și eu pe cineva? Oh, nici n-a fost nevoie. Ia-ți și tu niște damage, ia-ți niște pog, mulțumesc, mori! Hai să nu mor eu. Pot să-l facă lejer. Ăsta este genul de fight-uri care ne trebuie. Cu 72 HP, numai la Golden Fury. Nu pot să mă duc. Bun, le pică taurul pe stânga? Aproape. Deci pentru cei ce nu știați... Hai să vin și noi un power spike din ăla, să lăsăm la o parte ce am zis mai devreme. Pentru cei ce nu știați, acum chestia asta nu mai ajută doar la titanii. Mă rog, în afară faptului că titanii nu mai pleacă, dă damage în toate prima linie gen de structuri. Adică dacă towerul ăsta nu era, dădea damage direct în Phoenix. Rezistăm ăștia. Bă, încă vreau să vă întreb. Știți pe cineva vreodată în acest joc numit Smite care chiar să fi câștigat aceste 10.000 de gems? Opa! Bun, Bacchus acolo. I-a ținut un pic la distanță. Mă, și cum Bacarna este mai enervant decât m-aș fi așteptat. Oare pot să nu-mi pierd taurul?
Am reușit cumva. L-am dat la o parte. Taur în viață, pe lei aici. Pică midul. Deci încerc să țin pasul și cu tot ce se întâmplă pe mapă, gen. Nu-l ajung. Moare ăla? N-are voie să trăiască? A murit și Pele? Perfect! Na. Din păcate, cine a murit de la noi? Humbați. Se joacă? Se joacă? Aia zic! Nu avem, nu are cine... Ba, a? Tanchează ăsta? Nu avem HP. Nu avem HP de fire, din păcate. Hai să... Bă, dăm tower în pana mea, că n-avem... N-avem HP, am 700 HP, cu ce să fac fire-ul? Vine Tiamat, ne dă pe toți. Acum. Hei, Bacchus acolo. Acum ne permitem. Haide, Bacchus. Cam bine, doar că n-am multa. Sunt de la ei cam toți în viață. Bă, nu știu exact ce face chestia aia. De legiu. Zic că dă mine acum fire-ul, păi cum să nu. Dați-l el! Bine, noroc cu Bacchus. Eu dau mai puțin damage în fire dacă dau din afară. Merge Soul River-ul ăsta ca popa. La cât de tanky sunt ăștia. Adică merge inclusiv pentru Tiamat, by the way, care și-a făcut protection. Chiar dacă physical, și-a făcut protection. Și are o grămadă de HP în sensul de defense. Sau melee, cum îi mai spune lumea. 24-14, Cernoboc cel mai bun player din lume. Ce mai lipsește, mă, ăsta? Ia vezi că am primit și aici. Bine, nu se vede de facecam-ul meu. Nu mi-a plăcut cum am jucat meciul ăsta și nu știu dacă v-a plăcut și nici vouă. Că n-am pus warduri. Nici un play prea impresionant. Echipa, pot să zic, am semi-a ajutat-o. Colorile, să zicem că au fost relativ ok. Bine, nu pot să zic neapărat că le-am ascultat, că le-am... Ma. Uitați aici damage. Aia zic. Uite, bun call. Ăsta pe mine. Ia stai să vedem, moare și Shiva? Am crezut că le iau cu un basic, că muream. Să lăsăm, nu-i absolut nicio problemă și dacă pierdem și tier 2 pentru Phoenix-ul ăsta. Este foarte ok și decent. Hai că avem buff-ul și de la minioni. Perfect. Bun, mai mult damage. Nu cred că putem să dăm endo aici. Nu dăm endo aici. Eu care mă pregăteam să fac outro, mă pregăteam să zic mamă că sper că v-a plăcut, că bla bla bla. Cine moare? Humbaț. Na. Relativ ok, jumate din... Un Phoenix și jumate din Titan. Mulțumesc, hai în bază. Sau nu? Ne mai iese un col din ăla bombă? Ia stai că am o idee. Ia că sunt curios cât de mult se uită ăștia la mine. Mai pică un... Nu.
murit ăla, perfect. Mor? Nu mor? Bun! Ca să nu ziceți că n-am eu culori bune. Pică... A picat Phoenix-ul, Tower-ul, pardon. Asta așa. Bă, cred că mergeau build foarte șmecher și de tablete. Și luăm asta pentru că echipa mea aparent este omnipotentă și omniprezentă și poate să mă salveze din orice situație și așa că mă bazez pe ei să mă salveze cu asta. Băi, sincer, am văzut că se ia foarte mult pe Merlin. Nebunia asta pentru că ai și teleportul ăla care te ajută. Bă, damage avem. N-am de ce să contest și aici cred că se termină și episodul cu mine care nu sunt la Titan. Băieți, sper că v-a plăcut din suflet acest episod. Vă pup din tot sufletul, cu toată stima, în sfârșit un episod de Conquest cum v-ați dori și voi. Până data viitoare, nu uitați un like, un share, un subscribe. Ciao!